Sărut mâna, bună ziua, bine v-am regăsit. Suntem în studioul de la Timișoara și recunosc că de puține ori mai au emoțiile chiar înainte de a începe emisiunea. În general, când intru în miezul problemei și dau de ceva discuții, atunci mă mai precipit. În rest, par un om calm, cel puțin la prima vedere. E bine, motivul pentru care astăzi sunt altfel e pentru că se întoarce în studioul ăsta un om alături de care am petrecut aproape 20 de ani, sfârșit de săptămână. De sfârșit de săptămână, vedeți că încerc să evit neologismul weekend. Asta înseamnă că mă întâlneam doar cu soția mai des decât cu dumnealui, fiind în toată perioada asta de 20 de ani, tată, profesor, inspirație, idol și mai presus de toate, fiind un prieten apropiat. Doamnelor și domnilor, în studioul emisiunii În prelungiri revine omul alături de care am lansat proiectul ăsta în urmă cu 20 ceva de ani, profesorul Jackie Ionescu. Domn profesor, la o asemenea introducere, ce ar mai fi de zis? Da, cam lungă. Bine că te-am regăsit, Florin. Mulțumesc. Domn profesor, în timpul ăsta în care nu v-am văzut, în care nu ne-am văzut, în care enorm de multă lume mă întreabă ce mai face profesorul Ionescu? Cum mai e? Dacă oamenii ăștia toți ar fi acum aici și v-ar întreba ce mai face profesorul Ionescu, cum mai e, ce ați răspunde? Păi ce să răspund? Că dacă eram în emisiuni continue, nu întreba nimeni de mine. Așa, pauză. Se dovedesc încă o dată că sunt utile, sunt necesare, sunt benefice și îmi prospătează tot. Acum să vedem. Mai țineți contactul cu fotbalul? Vă mai interesează? Vă mai preocupă? Vă mai stârnește pasiuni? Da, țin, dar foarte sumar. Foarte rapid, sumar și pur informativ. Nu mai sunt capabil să diger un meci în întregime, o analiză, un comentariu, un articol, mai citesc cât un editorial din gazeta, dar foarte rar. Divizia a doua, Liga a doua, doar clasamentul mai observ deseori și cred că mi-ajunge. Asta de ce? Pentru că fotbalul l-a coborât sau pentru că, eu știu, știu că ați trăit atâta amar de vreme intens pentru fotbalul din Banat, pe care l-ați antrenat la Timișoara, la Petroșan, la Reșița, la Arad, la Hunedoara. Cum vă e acum, la momentul ăsta, să vă uitați și să vedeți că e unde e? La un moment dat intervine o saturație și de fotbal chiar, și de multe altele. Simți nevoia să te cureți, să uiți. Dar a durat mult. Din 43 până în primăvara trecută am fost în continuu în fotbal. Cum vi se pare fotbalul, dacă ar fi să caracterizați acum fotbalul ăsta din zona asta? Pentru că ăsta doare cel mai tare. UTA e unde e în Liga 1 și stă cel mai bine. Politehnica Timișoara încheie plutonul în Liga 2. Dumbrăvița nu duce nici ea bine. Despre Ripensia nu s-ar putea... Iar celelalte echipe de tradiție, Corvinul, Jiu și Reșița, sunt inferioare, în ligile inferioare. Înțeleg că e vorba de echipele zonale. Păi, hai să o luăm cu Timișoara, să începem cu Timișoara. Echipele din Timișoara s-au aliniat, s-au aplatizat la aplatizarea generală a performanțelor din Timișoara. Nu știu în ce domeniu mai avem oameni de performanță în Timișoara. Nu că ei n-ar exista, oameni există, doar că sistemul actual, nu știu de ce natură politică, psihologică, economică, îi comprimă, îi aplatizează, îi anulează. Ar putea fi găsiți și comentatori, și analiști, și antrenori și de toate. Dar ei nu mai sunt. Probabil că undeva o copertină invizibilă îi blochează. Asta e explicația mea, că nu puteau să dispară potențial. Buni antrenori, buni conducători, buni manageri. Are în momentul ăsta Timișoara fotbalul pe care îl merită și suporterii par să se fi despărțit de ceea ce înseamnă fenomenul fotbal, pentru că lumea nici nu mai vine la stadion, rezultatele sunt cele care sunt. Senzația generală fiindcă blazarea s-a instaurat peste un oraș în care infrastructura e la pământ, în care... Dacă mă refer la cea sportivă acum, nu la celelalte. Dacă ți-amintești, Florin, apogeul clubului, al echipei, al performanțelor în Timișoara a fost în acel moment în care, în toate domeniile, Timișoara era în dezvoltare, în apogeu, în afirmare. În domeniul economic, industrial, marile întreprinderi ale orașului,
erau toate la nivel național și internațional. În acel moment și fotbalul s-a afirmat. Odată cu scăderea generală a nivelului, s-a prăbușit și fotbalul. În așa fel încât acum a dispărut, este sub nivelul anului în care el a apărut în Timișoara, eu așa cred, 1921, 20-21. E sub acel nivel. Noastră vă refer la perioada anilor... Pentru ce? Care e pentru noastră perioada de maxim a fotbalului timișorean? Perioada anilor 80, perioada anilor 90, perioada Iancu, care dintre ele? Au fost mai multe perioade de vârf, de performanță, prin jucători și prin echipă. Prin jucători, cei mai buni jucători i-a avut Timișoara în deceniul 50-45-55. Au fost mari jucători ai Politehnicii și ai CFR-ului. A apărut și Umeteu. După care, racolați de București, terminați, epuizați, au cedat locul unei generații, unor jucători de un nivel mai modest, dar concomitent însă cu apariția unor echipe sau unei echipe de performanță. Politehnica a centralizat și a adunat totul, inclusiv performanța, încât din 1960 încoace, Politehnica a devenit echipa de performanță a orașului și deseori și a țării uneori. Mai rar, dar a fost și în competițiile continentale. Dumneavoastră ați fost sceptic în momentul în care Ripensia s-a rebranduit și a apărut după HĂT niște decenii de inactivitate. Acum Ripensia ieșea undeva la limita supraviețuirii în Liga Secundă. Ce credeți că ar putea resuscita proiectele astea? Ce ar trebui să se întâmple? Cei care conduc proiectele susțin acum și vă întreb dacă sunteți de acord că o infrastructură sportivă la nivelul orașului, un stadion, ar putea fi gura de oxigen de care cluburile ar avea nevoie pentru a beneficia de suport financiar și nu numai. Nu stadionul este prioritatea. Nu stadionul este cel care ar putea tracta performanța și echipele în Timișoara. Nici vorbă. Stadionul este, ar putea fi o consecință, un efect al dezvoltării echipelor. Nu așa cum s-a întâmplat, de pildă, la Târgu Jiu, unde au făcut stadion și n-au echipă, la Medjidia, unde au stadion și n-au echipă, la Slatina și nu mai știu în câte locuri din țară, unde au stadioane de 30.000 de locuri, Petroșani, și n-au echipe. Deci întâi echipe, și poate concomitent când apare echipa, când apare o echipă ca efect al unei valori de masă în Timișoara, se poate porni și stadionul. Dar ar fi mare păcat, am mai spus-o, ca să dărâme stadionul ăsta, deși în demolări suntem specialiști. În demolări și în studii de fezabilitate și în machete pentru stadioane noi. Da, dacă uitați, da. România e plină de autostrăzi făcute pe calculator. Deci dacă se demolează actualul stadion 1 mai și trebuie să rămână, denumirea de 1 mai e prima și ea trebuie să rămână, așa, dacă se demolează, nu se va reconstrui altul decât cine știe când, în care deceniu al mileniului. Deci asta ar fi începutul sfârșitului? Dom'le, o demolare presupune un proiect de reconstruire, care presupune o finanțare, care presupune competențe și mai ales un lider, că ajungem și la întrebare, un deget arătător al orașului. Îi lipsește în momentul ăsta Timișoarei în momentul ăsta un personaj care, convins să se implice în fotbalul timișoran, ar putea fi arătătorul pentru el? Sunt toți anulați. Ei există, potențial există, nu știe unde. Undeva apare. Așa cum au apărut conducători pasionați în toate domeniile din Timișoara, în toată industria Timișoarei, la un moment dat, în jurul lui Poli, în jurul cuiva. Poli a centralizat prin Institutul Politehnic. Mai întâi că cine poate porni și urni mașinăria este Institutul Politehnic. El este patronul acestei echipe și anume prin rectorul institutului, întotdeauna Poli, în cei 100 de ani de activitate, a avut, atunci când a avut performanțe, rectori care au fost suporteri de echipe și ajutori de echipă. Da, numai că între timp, din punctul ăsta de vedere, legislația s-a schimbat, puterea pe care o are o universitate în contextul economic al orașului e cu totul alta decât era în urmă cu... Pentru că
pe vremea în care, să zicem, noastră vorbeați de supremație, puteai să mai iei un jucător bun, să-l convingi că-l faci inginer, să-l convingi că-l faci profesor. Lucrurile au mai simple. Astăzi sunt infinit mai complicate. Sigur, Poli avea mijloace de influențare mai puține acum decât înainte. Dar rămâne un nume, un brand în jurul căruia se pot coagula și aduna jucători. Dar înainte Politehnica avea numai prin rector, prin prorector, prin toți profesorii, oameni care ajutau echipa. În zilele de astăzi, poate că n-au de ce să mai vină la stadion, n-au de ce să ajute și cred că acest stimulent s-a și uitat. De fapt, în Timișoara și-a uitat trecutul, și-a uitat fotbalul, și-a uitat performanțele. Poate dacă ați face un sondaj prin oraș, să întrebați care au fost performanțele în fotbal, în sport ale orașului, cei mai mulți, 9 din 10, n-ar putea să nominalizeze o echipă, un jucător, ceva de performanță. Dar și pentru faptul că toate lucrurile astea de care noastră vorbiți deja se pierd într-o istorie pentru cei mai mulți dintre Timișoare netrăită. Bun, dar cine a nimeni? Ca și cum ai încerca acum să explici unui timișoan cât de bine a fost pe vremea reformelor lui Cuza. Asta a însemnat să-l uităm și pe Aristotel și pe Descartes și pe toți care au fost și nu mai sunt. Nu-i putem uita. Generațiile de performanță ale orașului au intrat și trebuiau să intre în memoria orașului, în memoria scrisă, nescrisă, în memoria afectivă, în memoria emoțională. N-avea voie să se piardă și memoria, așa cum și-a pierdut Timișoara memoria, nu numai în fotbal, în toate. Timișoara nu mai e ce-a fost, nu mai e tot Bănatul Fruncea, nici vorbă. Dumneavoastră ați susținătorul tezei potrivit căreia o uniune între forțele, să zicem, care supraviețuiesc la nivelul la care o fac în Timișoara, ar putea fi o soluție. Adică Ripensia, Politehnica și atât mai nou Dumbrăvița, venit în fenomen de nicăieri, dar care, paradoxal, Dumbrăvița e peste celelalte în campionat. S-a depășit și momentul ăsta. S-a degradat atât de mult că nici unirea nu mai face putere. Din trei nu se mai face una mai bună. Se face încă una la fel ca asta. E o masă omogenă în mediocritate. Acum, cine poate declanșa un nou proces de performanță ar fi liderii orașului. Prefectul, nu mai știu somitățile, primarul, rectorul institutului, o personalitate a orașului. Dar nu trebuie să fie neapărat cu funcție. Trebuie să fie cineva puternic, un om puternic. Dumneavoastră, uitați că ultimul eșec major al Timișoarei fotbalistice a fost legat de primarul de la vremea respectivă. Adică cel mai, să zicem, răsunător eșec al unui proiect fotbalistic în Timișoara a fost ACS Poli, girat la vremea respectivă de chiar primarul Nicolae Robu. N-a existat o iubire mai apăsată pentru vreun club al Timișoarei în toată istoria, de la cine vreți noastră, de la Băran încoace, cam vremea asta. Toți primarii au plătit pentru ajutorul pe care l-au dat sportului, fotbalului. Au plătit pe merit sau pe ne. Și domnul Ciuhandu și domnul Robu au fost pasionați de sport, au înțeles utilitatea și frumusețea lui pentru oraș, pentru prestigiul acestui oraș, dar în limite legale, așa știu eu. Am fost în club și știu. Nu s-au deturnat fonduri, nu s-au schimbat. Cum domnul Ciuhandu a plătit inclusiv cu condamnare pentru ajutorul dat Politehnicii în vremea Iancu. Nu dumnealui personal, prin interpuși. Dumnealui personal, cum să nu? Nu. Ajutorul a fost dat cât se poate de... Ajutorul a fost dat cu delegație, prin delegații. Nu el personal a semnat acte prin care se dădeau sau primăria subvenționa echipa. Domn profesor, eu mi-amintesc și dumneavoastră știți foarte bine, înaintea campaniilor electorale, jumătate din clipurile candidaților erau legate de echipele de fotbal, de astăzi. Dacă cineva ar încerca să, eu știu, să politizeze în vreun fel, să adune capital din sport, ar însemna că e nebun. Nu mai aduce. Nu mai vinde. Nu mai votează nimeni. Pentru că... Spune-mi, care ar fi atașamentul sau anexa de prestigiu al unui candidat ca să reușească. În afară de lui Poaică, n-avem nimic în oraș lângă care să te lipești pentru a
influența oamenii. Dar vi se pare că, uite, dau exemplu acum din fotbalul românesc, ca să nu spuneți că mă duc mai departe. La Constanța, proiectul Farul ține... Spuneți-mi cum îl cheamă primarul din Constanța, dacă știți. Păi nu, că acolo a apărut o personalitate unică în țară. Hagi, care pe banii lui... Bun, bun, pe am înțeles. Lui... Mergem mai departe, pe banii lui, pe pământul lui. Cluj, spuneți-mi că domnul Emil Boc este, în vreun fel, garantul succesului CFR-ului în momentul ăsta. Domnului Boc a fost sponsorul pe care am uitat cum îl cheamă, Carpati... Pașcani. Dar nu mai e domnul Pașcani, da, de Luțu Varga acum. E domnul Varga, nu e Pașcani, e Varga. Nu e Varga, va fi cineva, tot așa. Dar în alte părți, uite, cum îi cheamă, Miercurea Ciuc sau Sfântul Gheorghe? E caz, cred că, unic pe glob. Două echipe din România sunt plătite, sunt subvenționate de guvernul maghiar. Nu s-a mai întâmplat niciunde. Nici în țările sălbatice din Africa de Sud. Nu se întâmplă așa ceva. La noi am... Eu vă mai dau exemplu din Europa. În Slovacia există aceeași situație. Dar tot de domnul... Tot. Și în Ucraina este exact aceeași situație. În Ucraina cine plătește? Ce anume? Cine subvenționează o echipă din Ucraina? Rușii. A, rușii, da. Rușii, da. Nu, dar eu vă întreb, știți că în momentul ăsta, fiindcă tot vorbim de pericolul ăsta, pe care unii îl sensează, da, domnule, e un pericol că un guvern dintr-o altă țară are o echipă, deși nu știu care e ăsta. Știți că în momentul ăsta Sepsi OSK are mai mulți români în echipă, pe terenuri, la meciurile de fotbal, decât echipele românești? Asta ține de gena. Gena fotbalistică este încă intracarpatică, subcarpatică. Gena fotbalul maghiar s-a pierdut odată cu generația Pușca și de Gutricoci și așa mai departe. Atunci... N-aș fi de acord, domn profesor. Uitați-vă la performanțele Ungariei în momentul ăsta. Ungaria a ținut Anglia în șah, a bătut Germania, s-a luat la trântă cu Italia. Echipele maghiare în momentul ăsta sunt în Europa League. Toate au câte un singur meci în care au ținut piept. Nu e adevărat. Nu e o serie. În ce finală s-a calificat vreo echipă maghiară? Dacă rezumăm asta la finale, s-ar putea să aveți dreptate, da. O valoare de parcurs, nu o valoare accidentală. În felul ăsta, am putea spune că și alte țări mici au avut echipe care au săltat la un moment dat și s-au prăbușit după. Domn profesor, dacă un meci de fotbal România-Ungaria ar avea loc mâine, dumneavoastră credeți că am avea vreo șansă în fața maghiarilor, indiferent că jucăm la Timișoara, la București, la Debrecen sau la Budapesta? Dar prietenia română-maghiară din nou aplatizează... Băi, dar numai pe noi ne aplatizează, domn profesor. Da, pe noi, da. Restul stau toți ca brazii, numai noi ne aplatizăm la orice noi ne nivelăm atunci. La un meci România-Ungaria vom fi egali la începutul meciului, noi cu ei, ei cu noi, și vom pleca de la aceeași șansă de victorie. Nu se simte diferența. Pentru că noi ne supramobilizăm, ei nu știu dacă se mai pot mobiliza. Dar pentru că noi suntem mai slabi, sau de ce? Domnule, există o răbufnire care îi rumpe. Uite, domnul Adrian Schindarli, care ne e prieten, zice, guvernul maghiar susține și pe Bačka Topola, în Serbia. Adică echipa aia cu care a jucat FCSB-ul, acum nu știu, da, două, trei sezoane. Da, foarte bună observație, să vedem că tentaculele financiare și de influență ale domnului Victor sau Ludovic Orban? Victor Orban s-au întins, s-au extins. A cuprins toată Bun, dar oprește, tot imperiul. Oprește cineva guvernul României să susțină o echipă la, hai să nu spun la Michereche, că o să nu spuneți că la Seghedin? Nu. Nu sau Zimbru-Chișinău, la Chișinău, ca să nu spun că Șerif Tiraspol. Domnule, echipa Zimbru-Chișinău este susținută de Guvernul României sau de Ministerul Sporturilor din România. Dar nu e susținută și nu poate să fie susținută și nu e moral să fie susținută. E ca și când ne-am înființat mănăstiri în Ungaria sau mănăstiri în Serbia. Noi, mănăstiri sau statui sau eu știu ce. Nu se poate. Fotbalul este totuși o emblemă. E o reprezentare a unei țări. Nu este o industrie, nu este o fabrică, nu este o altă de natură economică.
Este... Bun, revenim acum, domn profesor, la zona asta în care suntem, care e în imediata vecinătate a Ungariei despre care vorbeam acum. De ce dacă nu inventăm noi nici gaura la macaroană, nici aparece, nici toate celelalte inventate până acum, de ce nu luăm un model dacă vedem că el e mai bun, ca să nu spun optim? Modelul maghiar. Și ce să facem? Și să-l implementăm aici, în fotbalul nostru. Nu se poate implementa ceva din altă parte în România. România nu primește. Nu primește nimic. Nu, eu mă refer la modelul de funcționare, mă refer la modelul de investiții, unde există o legislație la nivelul... E poluat terenul. Nu mai crește nimic aici. Deocamdată. Câteva decenii. Solul este poluat. De când am venit aici, domn profesor, după atâta mare de vreme ne-am văzut, am crezut că veniți și că notează la ora asta conducătorii de la Poli, de la Ripensia, că stau toți cu ochii pe televizor să vadă care e soluția de revenire. Și dumneavoastră spuneți că e poluat solul și că trebuie să plecăm acasă 20 de ani ca la Cernobâl. Nu. Trebuie să decopertăm un strat și să aducem un sol nou, așa cum s-a adus pământul în... Unde? În insula Marea Brâilei. Arabii și-au adus pământ. Și alții și-au adus. N-avem ce face. Sunt momente în care un fenomen se atenuează și dispare dintr-un anumit loc. Și el trebuie replantat, refăcut. Așa s-a întâmplat și în multe alte țări, în multe alte locuri. Da, pentru că dumneavoastră spuneați la un moment dat că fotbalul riscă să se mute la țară. Țineți minte momentul ăla? Care a existat inclusiv în fotbalul din vestul țării. Mutarea lui în zone unde... Mutarea lui... Dar nici aia n-a produs. În afara orașelor. În afara orașelor, unde vezi noastră. Nu mai e valabil, că în afara orașelor se mutau jucătorii din oraș. Făceau o mică navetă cu autobuzul, cu mașina, cu ce aveau. De la Timișoara la Dumbrăviță, la Timișoara la Gheroda sau așa. Acum nu mai au unde, că nu mai sunt în oraș și jucători. De unde să-și mai ia jucători o echipă din periferia Timișoarei. Câți ani ați petrecut la Arad, la UTA? Nu știu, de 4 ori, câte un an, câte 2, câte... Dar ce credeți că se întâmplă și cu Aradul? Lucrurile păreau că merg, a existat stadionul despre care vorbim, pe care îl tot invocăm de fiecare dată ca infrastructură sportivă, a existat entuziasm, unul dintre cele mai apreciate publicuri din țară, și uite că... Și-a băgat dracul coada și acolo. Dar nu cunosc conducerea, managementul UTEI. Cineva de acolo a fost eficient în prima fază când a promovat și a apărut UTA cu un nivel de performanță bun și după aceea sau a fost schimbat sau el s-a demotivat. Nu mai știu. Nu cunosc fenomenul UTA. Dar pot să spun că față de primul an când a promovat și apoi a debutat, anul ăsta marchează un declin evident și e posibil că prin antrenori, prin conducători, nu prin public în niciun caz. Că publicul, dimpotrivă, s-a revitalizat la Arad. Da, nu, dumneavoastră ați fost și foarte interesant în ce măsură vremurile s-au schimbat. Ați fost antrenor în Liga 1 cât 500 de meciuri, mai bine de 500 de meciuri. Da. Pe cele mai multe le-ați petrecut pe banca echipelor din regiune. Excepție fiind perioada în care ați fost antrenor la Sportul Studențesc și la FC Național, sau cum se numește, Progresul. Credeți că e important ca în secolul ăsta, vreau să zic, acum, ca antrenorul să știe spiritul, să cunoască în momentul în care intră, nu știu, în vestiarul Lutei, cine a fost Peciovski, cine a fost Domide, să știe Ladislav Broșovski ce număr purta la ghete sau... Mai întâi ca antrenorii. Sunt antrenori, să le spunem, de un singur oraș, de o singură echipă, eficienți numai într-o echipă, numai într-un oraș, și sunt eficienți alți antrenori în mai multe locuri. Sunt antrenori pentru mai multe orașe, antrenori universali. Pune-l pe Șumudică și antrenează orice echipă din România. Sunt unii care sunt staționari. Mută-l pe Hagi de la Ovidiu la orice echipă din țară, și nu va avea același randament. Ăla e pământul lui, la Ovidiu. Numai acolo este eficient. Pe unde am încercat Gica Hagi, care este un om deștept, un antrenor foarte bun, dar este eficient doar la el acasă. Și sunt mulți. Poate cine știe, domn profesor, colegii noștri de la TVR Cluj au realizat în cadrul emisiunii actuale regional de la ei un interviu cu domnul Cristian Balaș, care este președintele în exercițiu al celor de la CFR Cluj. Mă rog, poate cine știe, ne inspirăm și noi din modelul ăsta, că văd că aduce titluri consecutive la fotbal. S-a mai oprit și ei.
Performanță fără bani nu există. Este sintagma folosită de oamenii din fotbalul românesc. CFR Cluj a câștigat 5 ani la rând campionatul, dar de fiecare dată a încheiat sezonul cu datorii uriașe. Peste 18 milioane de euro este bugetul necesar. Dacă anul trecut am avut un deficit de minus 7,5 milioane de euro, bani pe care finanțatorul ar trebui să-i aducă de acasă, sper că să nu mă certe dacă spun acest lucru, anul acesta deja probabil că vom avea plus un leu. Balaj acuză vechea conducere administrativă pentru managementul defectuos. Actualul președinte al clubului feroviar susține că a reușit să scadă bugetul salarial cu peste 30%, de la 540.000 de euro lunar la 370.000 de euro. Am fi pe plus în condițiile în care nu am fi avut balastul din spate, un balastru pe care l-am găsit și a trebuit să-l rezolvăm. Noi suntem cei care am pus mâna pe lopată și pe roabă, din păcate, și ar trebui să fim priviți ca un butoi găurit, cu probabil 5 rânduri de găuri și chiar și fundul găurit, în care se turna finanțatorul, tot era solicitat să vină și să îl umple, să pună apă în el cu găleata. Ori în acest moment fundul a fost reparat, am astupat primul rând, al doilea, deja aproape că trecem de rândul al treilea și suntem în curs de a avea un club sănătos. Ca arbitru, Balaj a oficiat la centru două dueluri UCFR, în 2011 și 2013. La finalul lunii octombrie a trăit derbiul Clujului din postura de oficial al formației feroviare. Nu-l percep ca și un derby, mi-e greu. Pentru că, din punctul meu de vedere, noi, având obiective diferite față de cei de la UCluj, pentru noi derby înseamnă când jucăm anul acesta cu Farul. Din punctul meu de vedere, au fost un meci oarecare de campionat, un meci oarecare de cupă. Pentru mine derby a însemnat, am alăptat de 10 ori Steaua Dinamo în perioada în care ambele echipe jucau în cupele europene sau Steaua Rapid, Dinamo Rapid. Acele erau meciuri mult mai importante și mult mai grele. Ați fost la Timișoara, inclusiv în cupele europene. Celebrele partide împotriva lui Real Madrid sau Celtic Glasgow v-a găsit pe banca Politehnicii. Domnule profesor, credeți că vremurile astea în care Timișoara va mai avea echipă în cupele europene sunt îndepărtate? Le mai prind eu? Haideți ca să fiu optimist. În viață. Nu se poate anticipa. E posibil să le mai prinzi. E posibil să mai apară. În momentul însă în care apare un conducător cu posibilități, un antrenor puternic, o condiție care să ducă performanța, reapar și echipele mari ale continentului. Pentru că ceea ce a făcut înainte să apară performanța la Timișoara a fost industria locală, au fost personalitățile politice și economice ale orașului. Acum ele nu mai sunt, dar acum rolul revine antrenorilor și conducătorilor de club. Am înțeles. Deci, domn profesor, să nu se dărâme stadionul, spuneți, chiar cu riscul ca el să se prăbușească sub privirile noastre, că acolo, din câte îmi dau seama, doar cuib de vulpe mai e, că nu se mai joacă meciuri pe el, deci e inutil. Și așteptăm un personaj mesianic care să adune în jurul lui și să... Stadionul se poate dărâma în momentul când avem finanțare pentru un nou stadion, când avem proiect, când avem toate lucrurile și lopețile în mână ca să începem lucrul, munca la nou stadion. Atunci poate începe demolarea restoia. Până atunci e bun și pentru ce ai spus, pentru Porumbei. Așa. Și a doua? Și a doua, dilemă? Personajul mesianic care să vină, indiferent din ce structură... Personajul mesianic, puternic, care se ducă să tracteze echipa, fotbalul, trebuie să apară din oraș, din spuma orașului, din valoarea orașului. Acest oraș nu poate genera la ora actuală un antrenor sau în niciun domeniu un conducător, un lider puternic care să facă o performanță națională. Nu poate și gata. Orașul s-a aplatizat. S-a prăpușit. Am înțeles. În sine însuși. Domnule profesor, la campionatul mondial, fiindcă toți suntem, cu cine țineți? Vă veți uita, prima întrebare? Da, mă uit, dar nu știu cu cine țin, pentru că nu mai am
resurse să mai țin cu cineva. Mă uit ca la un simplu, eu știu, film, ca la un simplu meci, ca la ceva profesional. E și păcat să te consumi la un meci de orice nivel, la televizor. Să ții cu unul, să-ți spargi televizorul, să arunci ceva pe geam, e păcat. Trebuie să-l privești. Aveți vreo favorită? Reformulez așa ca vocația aia în momentul în care judecătorul le taie craca, când au formulat bine. Aveți vreo favorită, vreo echipă care credeți că va câștiga? Da, mie îmi place fotbalul spaniol, am fost întotdeauna adeptul lor. Mi-a plăcut marile echipe spaniole. Poate că voi ține cu ei, nu știu dacă sunt calificați. Sunt calificați? Da. N-am să țiu cu Germania, n-am să țiu cu Franța, poate cu Anglia. Poate cu Italia, că tot nu s-au calificat. Nu, Anglia, Italia, Spania, parcă în zona asta mi-aș refugia, mi-aș detașa sentimentele. Domnule profesor, îmi promiteți că mai reveniți? Dacă îmi promiți că mă mai chin. Am înțeles. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența asta. Vreau să vă spun că în partea a doua a emisiunii avem aici în studio doi campioni mondiali la canotaj. Doi campioni absolut senzaționali. O să vedeți soț-soție. E o poveste frumoasă cum puține sunt în sportul românesc. Vin din canotaj, evident, că nu o să vină campionii din fotbal sau din... Doamne, îi felicit că din Timișoara... Nu sunt din Timișoara, sunt acum în Timișoara. Așa nu-i mai felicitați. Înainte era azi în Timișoara, mâine în toată țara. S-a inversat. Toată țara spre Timișoara. Și mâine în Timișoara.